Ca exemplu, cartea tehnică spune că avem un delta T de 25 de grade la 9 litri pe minut. Deci, în momentul când deschidem robinetul la bucătărie, la baie și punem un vas ca să monitorizăm cât apă curge și observăm că avem 9 litri pe minut apa care ne curge la robinet, în acest moment, delta T dintre aceste două temperaturi care intră și care iese în centrală este de 25 de grade. Și aici, dacă suntem vara și e cald afară și avem temperatura de 25 de grade care ne intră în centrală, atunci la ieșire o să avem 50 de grade deoarece avem acest delta T 25 și avem 9 litri pe minut. Dar în momentul când suntem iarna și avem temperatura de 5 grade, la ieșire ce temperatură avem? La ieșire o să avem temperatura de 30 de grade. În momentul când avem 30 de grade, temperatura este abia călduță și apare întrebarea de ce nu se încălzește apa.